Se pare că forțele americane au distrus ultima bază CIA de lângă Kabul, în timp ce continuau misiunea de evacuare, care a fost până pe 31 august. Statele Unite au folosit această bază secretă CIA din afara Kabulului pentru evacuări. Ei au evacuat americanii, împreună cu membrii forțelor speciale de elită afgane, în mijlocul haosului din și din jurul aeroportului din Kabul. Acest complex, cunoscut și sub numele de Eagle Base și situat la mai puțin de 3 mile la nord de aeroportul internațional Hamid Karzai din Kabul, a fost folosit, prieteni, pentru a evacua din țară sute de cetățeni americani și cel puțin 1000 de afgani comando și familiile lor. Cei evacuați au fost instruiți în secret să se îndrepte spre această bază pentru a evita riscurile de securitate și haosul generat în afara aeroportului din Kabul, care a fost inundat de localnici după ce capitala afgană a fost capturată de talibani în 15 august. Diplomații au comunicat direct cu cetățenii SUA, inclusiv atunci când ambasada a îndemnat pe americani să stea departe de aeroport în contextul în care exista amenințarea unui atentat. Să nu uităm, prieteni, că președintele Joe Biden a fost dur criticat de oponenții din jurul său și de mass media, bineînțeles, pentru evacuarea organizată în grabă și pentru că nu a luat măsuri pentru salvarea mai devreme a americanilor și afganilor aliați. Totuși, Biden a descris operațiunea ca fiind un succes, numind-o, citez, una dintre cele mai mari evacuări aeriene din istorie. În total, peste 124.000 de persoane au fost evacuate pe calea aerului din Kabul în ultimele două săptămâni ale lunii august, potrivit președintelui șefilor de stat major, generalul armatei americane Mark Milley. Și pentru că americanii și-au învățat lecția, ei au distrus și ultima bază CIA. Forțele americane au distrus ultimul avampost din Afganistan. A fost folosită o detonare controlată pentru a arunca în aer Eagle Base, unde erau antrenate forțele antiteroriste ale agențiilor de informații din Afganistan. Explozia a fost auzită în tot Kabulul, având loc la doar câteva ore, prieteni, fiți atenți, și coincidență bizară după o explozie sinucigașă de lângă aeroport. CIA a refuzat, bineînțeles, să comenteze aceste informații pentru Washington Post, care a precizat că aruncarea în aer a complexului din Kabul a fost menită să distrugă echipamentele și documentele pentru ca acestea să nu ajungă în posesia talibanilor. Am detonat întreaga bază pentru a nu lăsa în urmă nicio informație sensibilă, ne spune unul dintre militarii afgani de la baza Eagle. Ei au ajuns cu bine în Germania după 12 ore de zbor într-un avion militar cu 400 de persoane la bord. Era vorba de forțe de elită afgane și forțe de bază ale CIA-ului din Kabul, a relatat un corespondent BBC care se afla chiar în Kabul. Bineînțeles că talibanii victorioși după explozia de la această bază s-au dus direct la fața locului. Îl putem vedea în imagine pe comandantul taliban Mullah Hasnain. După cel mai lung război, acest comandant contemplă tot ce a rămas din ceea ce a fost odată ultima bază CIA. Clădiri demolate, vehicule distruse și mormane de muniție. I-am lăsat să plece pașnic și acum vedem ce au lăsat în urmă, a spus acesta. Hasnain este un bărbat cu barbă groasă, îmbrăcat în haine tradiționale maro, după cum puteți observa, cu vestă și turban negru. A cercetat ruinile carbonizate ale complexului împreună cu ziariștii și a declarat: înainte de a pleca, americanii au distrus totul și de multe ori n-au mai lăsat nimic, spune el, flancat de gardienii talibani care poartă puști americane M16 și sunt îmbrăcați în echipamente militare americane. Să nu uităm că după un atac fulger de două săptămâni în Afganistan, talibanii și-au încheiat victoria extraordinară prin pătrunderea în Kabul pe 15 august. A mai durat încă două săptămâni până când forțele americane au putut să fie în stare să evacueze tot ce mai era de evacuat, punând astfel capăt unui război care a durat 20 de ani în această țară. În timp ce CIA își arunca în aer ultima bază din Kabul, de unde au fost instruiți agenții de informații din Afganistan, talibanii au urmărit din apropiere, a spus comandantul acestora. Am fost acolo 9 sau 10 zile, a spus Hasnain, în vârstă de 35 de ani, care vorbește într-o engleză foarte clară. Destul de ciudat, nu-i așa? Au fost o mulțime de explozii, spune acesta. Nu i-am oprit nici măcar ultimul convoi care a mers pe drumul către aeroport. Nu i-am atacat pentru că am urmat ordinele oficialilor noștri. Hasnain mai arată spre un crater despre care a spus că este un fost depozit de muniții,
rămânând doar o grămadă de moloz și metal răsucit. SUA, bineînțeles că a detonat hala de muniții pe 27 august, cauzând o explozie uriașă care a răsunat peste Kabul și a provocat teroare, pentru că cu o zi mai devreme fusese acel atentat de lângă aeroport. Haznain a arătat spre o altă zonă unde erau îngrămădite zeci de lăzi ambalate cu sute de rachete. Vă rog să nu mișcați grenadele, le-a spus el ziariștilor. Grămezi de muniție neutilizată zăceau împrăștiate pe jos. Încă mai putem trage cu ele, a spus capitanul talibanilor. Privind peste o parcare plină cu epave incinerate de zeci de vehicule, acesta a spus că avem nevoie de tot pentru țară, inclusiv de arme. Nu avem suficiente pentru a asigura securitatea. Acum trebuie să le cumpărăm din alte țări, însă a refuzat să precizeze din ce țări. Bineînțeles că Rusia și China probabil stau la ușă cu brațele deschise pline de mitraliere. La aeroportul din Kabul, trupele americane au dezactivat sau au distrus zeci de avioane și vehicule blindate, precum și un sistem de apărare de înaltă tehnologie folosit pentru a opri atacurile cu rachete. Haznain era supărat pe distrugerea intenționată văzând de pava arsă ca simbol al șederii de două decenii a Americii. SUA au venit în Afganistan spunând că vor reconstrui țara. Aceasta este fața lor adevărată. Nu au lăsat nimic. Cu toate acestea, talibanii au confiscat un arsenal major de arme din altă parte, precum și de la armata guvernamentală susținută anterior de SUA, inclusiv flote prieteni de vehicule blindate. Tot ce am făcut pentru a elibera țara și a restabili legea șariei, a spus comandantul talibanilor. Dar mulți din Afganistan își amintesc de regimul dur din 1996 până în 2001, când talibanii erau la putere anterior și nu le-a fost deloc foarte ok cetățenilor acestei țări. Pe final vreau să vă subliniez, prieteni, un aspect foarte important despre care probabil nimeni nu vorbește. Forțele afgane care au continuat să lupte împotriva talibanilor în aceste două săptămâni în care i-au cucerit toată țara nu au avut sprijinul avioanelor de vânătoare și bombardamente americane care i-au lăsat să se descurce complet singuri pe teatrul de război. Adela Raz, ambasadoarea afgană în Statele Unite, s-a plâns de altfel în acel moment că sprijinul aerian al SUA era extrem de limitat. Aceasta în contextul în care capitalele de provincie din Afganistan cădeau una după alta în mâinile talibanilor, iar forțele afgane au cunoscut dezertări în masă, nefiind în stare psihologic și nici fizic să lupte împotriva talibanilor, iar islamiștii au pătruns aproape nestingheriți în Kabul, în timp ce americanii stăteau cu zeci de avioane la sol, băgându-și mâinile în buzunar și uitându-se pe televizoare, probabil. Pe lângă asta, abandonarea bazei Bagram, o să vorbim despre asta într-un episod viitor, descrisă de o comentatoare americană drept păcatul original, această abandonare a bazei de către americani, a demoralizat armata afgană și ar fi accelerat colapsul ei fulgerător. Aceasta era o bază aeriană strategică, prieteni, cu două piste și a fost abandonată în favoarea unui aeroport civil cu o singură pistă aflat în mijlocul unui oraș cu 4 milioane și jumătate de locuitori înconjurat de dealuri care oferă zone perfecte de tragere pentru inamici și a cărei securitate exterioară era asigurată de talibani. Destul de ciudat, poate și Mihai Viteazu sau Mircea cel Bătrân ar fi organizat această retragere mai bine și probabil ei n-ar fi abandonat baza de la Bagram. Dacă v-a plăcut acest material și l-ați găsit interesant, dați un like, vizionați și alte materiale de pe canalul Adevăruri Secrete. Dacă vreți să știți cine sunt talibanii și ce vor ei de fapt, avem un videoclip special pe acest subiect. De asemenea, nu uitați să vă abonați apăsând butonul roșu de subscribe și clopoțelul ca să fiți primii care află cele mai senzaționale informații. Până data viitoare, prieteni, vă doresc toate cele bune, rămâneți informați și să ne auzim cu bine!